Bună ziua! Sunt doctorul Vladislav Gyebnar, medic specialist în chirurgie plastică, specializat în chirurgia mâinii. Am să vă vorbesc astăzi despre o situație frecvent întâlnită la mână, manifestată prin blocarea unui deget în timpul mișcării. Evident, degetele trebuie să se miște liber. Când un deget se blochează, avem o situație numită deget în resort. Aceasta apare datorită îngroșării tendonului flexor, responsabil cu îndoitul degetului în palmă, care trece printr-un tunel îngust, tunelul fiind întărit pe alocuri de inele fibroase numite scripeți. Blocarea tendonului are loc aproape în exclusivitate în scripetele A1. Acesta se găsește la baza fiecărui deget. Acest blocaj intermitent, odată apărut, necesită tratament pentru a preveni evoluția spre blocare completă. Tratamentul neinvaziv se poate realiza doar în stadiile incipiente. În stadii avansate este chirurgical și constă în îndepărtarea conflictului dintre tendonul îngroșat și scripete. În continuare, pentru exemplificare, vă voi prezenta două cazuri clinice. Mulțumindu-vă pentru vizionare, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube.